puternic atac al armatei israeliene în Gaza. Au fost lovite complexe militare ale Hamas. Armata israeliană a atacat duminic poziții ale Hamas din Gaza, după ruperea unui gard de securitate, informează după preluat paranteză deschisă de Ager Press. Ieri, gardul de securitate dintre Israel sublinierea Gaza a fost deteriorat sublinierea a existat o încercare de a incendia un vehicul tehnic, au anunțat pe Twitter militarii israelieni. Ca răspuns, în urmă cu câteva momente, forțele aeriene israeliene au lovit un obiectiv terorist dintr-un complex militar din Rafah, în sudul Gaza, aparținând Hamas, o organizație teroristă, a precizat armata. Anterior, armata făcuse cunoscut ce va continua să combată orice încercări de afacere în statul Israel sublinierei va reacționa dur împotriva celor care doresc să atace civili israelieni.